aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Curavăi, inițiatorul domnul primar Tinisiv. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice la obiectivul de investiții alimentare cu apă în localității a localităților Temelia, Părtinata, Mărucești, Dubrava și Capăta al Comunei Curavăi, județul Bacău. Rest de executat, inițiatorul domnul primar Tinisiv. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Salini pentru obiectivul de investiții, înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în Comuna Curavăi, cu satele aparținătoare Comunei Curavăi, Mătocești, Părtinata, Temelia, Dumbrava, Capăta, județul Bacău, inițiator domnul primar Tinisiv Silviu. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii prin atribuire directă a pășunilor disponibile aflate în proprietatea privată a Comunei Curavăi, urmare a rezilierii unor contract. Inițiator, domnul primar Tinisiv Silviu. Cinci. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitude asupra unui teren cu suprafață de 0,5 metri pătrați în favoarea SC Delgaz Gaz SA pentru realizarea lucrării montare stâlp în vedere alimentării cu energie electrică a consumatorului Lazar Florentina, localitatea Curavăi, zona Pătrășcani, inițiator domnul primar Tinisiv Silviu. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al bursetului școlare și al numărului de beneficiar pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Curavăi, anul școlar 2021-2022, semestru 2, inițiator domnul primar Tinisiv Silviu. 7. Diverse. Supun la vot procesele verbale. Așa, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Bun. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunii Curavăi, inițiator domnul primar Tinisiv Silviu. Domnul primar, aveți cunoscut. Ziua, mulțumesc pentru cuvântul domnului președinte. Proiect de hotărâre astăzi supus dezbaterii publice. L-am primit ca solicitare din partea mai multor consilieri locali. Aveam un regulament de organizare și funcționare a Consiliului Local destul de învechit. El oricum ar fi trebuit aprobat imediat după investirea noului Consiliu Local în anul 2020. În mare parte el preia din prevederile legale existente, respectiv codul administrativ. Dar are și particularități pe care le găsiți la articolul 24 din anexă, la punctul 7, 8 și 11. Aceste particularități mi-au fost, de fapt, au apărut ca urmare a unor, știu eu, nerespectări a procedurilor în cadrul ședințelor de Consiliu și neavând o bază legală pentru pe care să, nu știu, să ne legăm, am considerat de bun augur să aplic ceea ce mi-ați solicitat în prealabil, respectiv prevederea unui timp total pentru fiecare vorbitor și un timp total pentru fiecare proiect de hotărâre. Totodată, la fiecare proiect de hotărâre, consilierul local care ia cuvântul este obligat să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Deci nu mai luăm pe câmpii, nu ne mai întoarcem în 89, vorbim strict la subiect. Iar la punctul 11 am inserat în mod de expres interzicerea de adresării de insulte sau calumnii de către consilierii locali prezenți la ședință, precum și dialogul dintre vorbitori și persoane aflate în sală. Se interzice accesul și participarea la ședințele Consiliului Local pentru orice persoană aflată în stare de ebrietate ori sub influența alcoolului. La solicitarea președintelui de ședință, ori a secretarului general, polițistul local va testa cu aparatul etilotest persoana indicată. Refuzul testării cu aparatul etilotest atrage după sine interzicerea accesului în sala de ședință. Cred că sunt, în rest, sunt prevederi legale
care guvernează întreaga entitatea Consiliului Local, doar ce v-am indicat mai înainte, constituie, să spun așa, o particularitate a Consiliului Local Gura-Vlăi. Consider că nu am propus nimic ieșit din comun, iar propunerea vine să, nu știu, să convergă către niște dezbateri cât se poate de civilizate, astfel ca imaginea Consiliului Local de exterior să nu fie afectată. Mulțumesc. Sunt înscrieri la cuvânt. Supunem la vot. Cine este pentru? Doi. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții alimentare cu apă a localității Temelia, coordonată Motocești din Brava și Carta, comunii Gura-Vlăi, județul Bacău-Vest, de executat. Inițiator, domnul primar Pinesiu. Domnul primar? Da, mulțumesc. Așa cum știți, s-a încheiat contractul de execuție lucrări, numărul 495, din 19.2022. A fost emis ordinul de începere a lucrărilor, începând data de 4 aprilie 2022, deja organizarea de șantiere în desfășurare de către constructor. Urmează să trimite la Minister anexa 3 cu valoarea efectivă a contractului, respectiv conform ofertei câștigătoare. A fost actualizat devizul în conformitate cu oferta financiară depusă de câștigător. Valoarea totală a investiției se ridică la 9.094.481 de lei, din care construcții plus montaj 7.777.690 lei. Se regăsește în acest deviz general și partea de contract de administrație anterioară, care face parte tot din proiectul inițial. În mare parte, această sumă trebuie recuperată. Deci diferența de la oferta depusă de constructor până la valoarea totală a investiției se constituie prejudiciu față de fosta firmă care a executat lucrarea și cu care ne aflăm deja în instanță cu titlul de despăgubire. Urmează să trimitem această anexă la Minister pentru deschiderea decretului bugetare și să putem deconta din bugetul Ministerului sumele alocate pe contract. Mulțumesc. Scrie la cuvânt. Supune la vot. Cine este pentru? 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini pentru obiectivul de investiții, înființare sisteme inteligente distribuție gaze naturale în comuna Gura-Vlăi cu satele aparținătoare Gura-Vlăi, Motocești, Păltinata, Temelia, Dumbrava, Capăta, județul Bacău, inițiator domnul primar Tinesiu. Da. Am primit informația. S-a deschis linia de finanțare pentru sisteme de distribuție gaze. Noi eram pregătiți de foarte mult timp cu SF-ul. Și am vorbit cu consultantul să ne pună la dispoziție în cel mai scurt timp devizul general pentru această investiție. Devizul general este cel atașat proiectului de hotărâre. Urmează să depunem și pentru acest obiectiv de investiții o cerere de finanțare. Deși toată lumea acum a făcut un pas înapoi cu privirea distribuției de gaze, justificat de altfel. Asta nu înseamnă că și eu fac un pas înapoi. Au fost cheltuiți niște bani pentru acel SF. Să dea Dumnezeu să primim finanțare. Trebuie continuat. Nu permit să abandonez niciun proiect mare, de mare anvergură, indiferent ce o să fie peste un an, 2, 3, 4. Consider că e datoria mea, ca și conducătorul administrației locale, să accesez orice fond guvernamental sau european care poate contribui la dezvoltarea confortului în comuna Gura-Vlăi. Mulțumesc. Sunt înscrieri la cuvânt. Supunem la vot. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii prin atribuire directă a pășunilor disponibile aflate în proprietate privată a comunei Gura-Vlăi, urmarea rezilierii unor contracte. Inițiatorul domnul primar Tinesiu. Da, mulțumesc. Așa cum bine știți, în ședințele anterioare au fost reziliate două contracte de închiriere pășun. Ele fac parte din domeniul privat al comunei Gura-Vlăi, sunt cadastrate, intabulate, evidențiate, identificate. Și am luat decizia împreună cu aparatul de specialitate, mai ales că existau și două cereri în sensul ăsta.
să dăm până la 31.12.2022, vă rog să rețineți lucrul ăsta, deci până la sfârșitul anului acesta, numai departe, să dăm aceste pășuni unor solicitanți, mai încasăm și noi niște bani la bugetul local, își mai fac treaba și niște posesori de animale, cu încă la trei iterezi de ea până la 31.12.2022. De ce spun lucrul acesta? Suntem într-o procedură de amenajament pastoral făcută de OSPA, făcută pe fonduri europene și avem, deja întâmpinăm niște dificultăți cu identificarea celor terenuri. Avem o parte care sunt bine stabilite, cadastrate, intabulate, sunt înscrise în cartea funciară. Avem o altă parte care nu sunt cadastrate, nu sunt intabulate, nu sunt înscrise în cartea funciară, dar pot fi identificate. Și mai e un rest care nu sunt intabulate, cadastrate, înscrise în cartea funciară, dar nici nu pot fi identificate în teren. Fapt pentru care s-a creat un adevărat, nu știu, un adevărat amestec la nivelul direcției agricole. Ei nu-și pot deconta banii din fonduri europene pentru că raportările noastre nu bat nici de cum cu situațiile reale. Noi avem concesionate 21 de trupuri de pășuni, pe la ei apar vreo 15. Deci au apărut în 2020 vreo 6 în plus, așa nu știe exact nimeni de pe unde. O să luăm de la capăt procedura de identificare, unde avem siguranță că sunt pășunile noastre, vor fi intabulate, adică ridicate pe măsurători topografice, intabulate și cadastrate. Cadastrate și intabulate. Iar unde nu o să reușim să identificăm nici tarlaua, nici parcela, îmi pare rău pentru cei care au concesiuni, oricum vor fi reziliate contractele la sfârșitul anului acesta. Dau drumul la acest proiect de hotărâre pentru că e perioada depunerilor de cereri de subvenție, să ne încadrăm cât de cât în timp și oamenii să-și primească subvenția de anul acesta. Iar între timp sper și îmi doresc foarte mult împreună cu aparat de specialitate să elucidăm situația izlazului comunal așa cum trebuie și să o facem în conformitate cu prevederile legale. Mai mult decât atât, legea prevedea de prin 2019 că nu putem concesiona bunuri care nu au număr cadastral și nu sunt scrise în cartea funciară. O parte din ele au fost concesionate, neavând număr cadastral și neînscrise în cartea funciară. O să vedem cum reglementăm și problema asta. Până atunci, pe aceste două loturi nu sunt probleme de tipul ăsta. Sunt identificate, au număr cadastral, deci le putem concesiona în consecință. Mulțumesc. Sunt înscrieri la cuvânt. Se pune la vot. Cine este pentru, împotrivă, abține? 5. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute asupra unui teren suprafață de 0,5 metri pătrați în favoarea Sece del Gaz Grid Piesa pentru realizarea lucrării, montare stâlp în vederea alimentării cu energie electrică a consumatorului Lazar Florentina, localitatea Gura Văi, zona Pătrășcani, inițiator domnul primar Denis Silva. Da, așa cum ați văzut în material de ședință, am primit o solicitare din partea Secei de Gaz Filipisa pentru constituirea unui uz și servitute pentru o magnifică suprafață de 0,5 metri pătrați. Astea sunt legile, ne conformăm. Am costat mai multe hârtie pe 0,5 metri pătrați pentru un consumator care dorește să-și alimenteze cu energie electrică locuința. Consider că este atribuția Consiliului Local să pronunțe asupra terenului în proprietate privată ale Comunei Gura Văi. De altfel, consider din bun augur să facilităm accesul consumatorului pe raza Comunei Gura Văi la condiții de confort decent, respectiv alimentarea cu energie electrică. Mulțumesc! Sunt înscrieri la cuvânt? Se pune la vot. Șase. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului de beneficiari pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Gura Văi, anul școlar 2021-2022, semnul 2, inițiator domnul primar Denis Silva. Domnul primar. Da, așa cum pe doamna Enache, știi, s-a schimbat schimbarea schimbării. În fiecare semestru mai vin cu o completare la burse, nici nu mai știu ce se mai aprob, nici nu mai știu ce mai supun la dezbatere. Am încropit un proiect de hotărâre pe care totuși stabilim numărul burselor, dar articolul 2 totuși să ne exonereze calculul cuantumului, pentru că deja suntem într-o ceață generală, nu mai știm care le mai acordă, cui le mai acordă.
De asta și articolul 2 din proiect de hotărâre scrie că cuantumul și criteriile este cel stabilit prin legea aplicabilă la data adoptării prezentei hotărâri. Adică doamna director n-are decât să se pună la curent cu legislația și să stabilească din ei cuantumul, pentru că eu m-am săturat să calculez cât pun la bugetul local, cât pun de la bugetul de stat, cât 100 de lei, cât îi mai scad dintr-o 100, câte zile la rând lucrătoare, câte zile nelucrătoare. Cum ne poate și asta? Atat tam-tam pentru niște amărâți de sute de lei. De... Așa că proiectul de hotărâre eu îl propun în forma inițiată, pentru că efectiv nici eu, nici avem specialitate, nici domnul contabil, nu mai știu cum se calculă în bursurile astea și după ce metodologii, pentru că în fiecare semestru mai apare câte o lege, câte o ordonanță, câte un ordin de ministru, câte un ordin de prefect, ce mai apare, care le modifică și cuantul, nu știu criteriile de abordare, era 8.50, mai sunt cu 9.50, nu mai ei știu. Așa că doamna director e puternicită să calculeze și așa școala plătește bursurile, noi numai facem viramentul cu banca. Noi dăm pe măsură când sunt solicitate. Ele sunt în buget. Acum am primit solicitare. Acela a fost adresa școlii la materialul de ședință. Burse de merit 19 elevi, burse de studiu 14 elevi, burse sociale 86. Asta e solicitarea, asta o aprobăm, iar cuantumul este cel stabilit de legislația aplicabilă la data adoptării prezentului hotărâri. Care legislația? Se vede. Sunt niște la cuvânt? Da, de treabă, doamna director. Se pune la vot. Cine este pentru? Șapte firese. Domnul Gaman, la diverse, aveți ceva de spus? Domnul Mișa? Da, la Bulan. Da, doamna Bulan, mă scuzați. Eram aici, invizibil. Da, mă scuzați. Domnul Ciumat, asta nu spuneți la da. Cetățenii să putem. Iar drumul ăla care se bază și la acolo, la urmă, eu aveam nu mai zis eu. Am zis ca să vă zic și eu. Vă ajut basculantă la reparație. Când o să vii, mă las grijă de venit. Ca și domnul primar, că pe mine că terminați. Când e gata de revoază? Așa, așa. Mai trage și timp. Mai trage și timp. Din poate. La oameni, acum am văd de la gata că mai nu contează. Trebuie să vină asta doar mai important. Domnule, când îi dăm mie. Domnul Mihalcea, aveți ceva de spus? Da. Voiam să întreb un pic, totuși, ultima perioadă a fost incendiu la voi, că nu a fost 10 de ani, dar unde bune lumea de cot, că vântul ăsta reușim să spunem că cineva plătească vreodată, că tare ai lumea. Au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale, 2 aplicate din inspecția civilă în cuantum de 10.000 de lei fiecare, 2 aplicate de noi la HCL 30 în cuantum de 1.000 de lei fiecare până la acest moment. În rest, nu pot fi identificate persoane pentru că dau foc și pleacă. Da. Deci intenționat faci treaba asta. Nu știu neapărat cât intenționat, cât cred că... Vă scurițe și terenul, da? Da, cel mai bun. Adică una e să stai să-i dai foc și să-l păzești pe bucăți. 200 de metri, 200 de metri, una e să-i dai foc să plânge. Din păcate vreau să vă spun că, într-adevăr, dar nu e numai la noi, la nivelul întregului județ și întreaga țară, să mă manifest. Vreau să vă spun că zic, noi suntem ok. Vedeți primarul de la Bărsănești. Vorba să vă rămân 12 stâlpi de alimentare cu energie electrică, 2 puncte de transformare ASE și circa 350 de hectare numai odată ars. La Bacău era să ardă stația Ghirești. Adică e un fenomen, oricât am vrea noi să-l spunem că îl prevenim, aici e un cumul de fapt, dacă mă întrebați pe mine. Pleacă de la faptul că lumea s-a obișnuit să-și ia subvenția, fără să țină cont că trebuie să-și secosească, să se igienizeze, pentru că ai văzut, Mădălin a fost la marea parte incendiilor cu mine. Unde e cosit, greu avansează, îl stingi imediat. Unde nu e cosit, trebuie să-i dea la o parte. Că n-ai ce să-i faci. Dacă e băiuga de 1,5 m, se mai ridică flacă de 1,5 m. Într-adevăr, toate resursele noastre în ultimele 2 săptămâni, umane, logistice, timp și așa, le-am petrecut pe dealuri. Din păcate. Nu sunt, ca în alte părți, probleme de locuințe arse, bunuri, animale sau vieți pierdute. Mulțumim lui Dumnezeu. Nu am intrat în fondul forestier pentru că am bătut la foc, nu ești ochii din cap. Dar asta nu se va opri dacă toți factorii de decizie au fost la domnul prefect și am propus un memoriu. APIA va ridica avionul de la sol, va cartografia fiecare zonă arsă,
Iar unde iese ars, indiferent că a fost proprietarul sau nu, nu vom mai da subvenții. Este prima măsură. Proprietarul trebuie să știe că nu poate doar să ia subvenții. Trebuie să-și curețe. A spus, un icosit, mai mare drag, o stinge mine cu piciorul. Unde nu-i posit. Nu arde acolo, dar nu dă foc dacă e posit. Unde nu-i posit, păi la Motocești ultima oară am avut noroc că Costel Postolache o era destul de bine și am protejat fondul forestier. Că altfel, era. Era în pădure. Era în pădure. Era la un oraș. Pe acolo. Da. Am avut noroc că o arată destul de bine, destul de mult și oricât ar fi dus vântul scânteii, nu reușea să ajungă pe vegetație uscată. E slavul ăla, cred că nu s-a curățat din 2014. Dar nu, o arsă e slavul. O arsă e slavul, da. E slavul, nu s-a curățat pe slavul. A jos la părău, la părău, da. Nu da foc acolo, deocamdată. Dar nu prea mare la ce-ți mai dea foc. V-am spus, asta, dacă de-a lungul vremii nu, și o joate nu fiecare din scurt, îți lați. Nu vă spun, nu dat foc decât ala care are nevoie. Nu degeaba că sunt. Care are interesul. Deci care are interesul la dat foc. Eu sunt conștient de chestia asta, vă dați. Doamne, un foc accidental pleacă într-un singur loc, da? E accidental. Nu știu, a făcut o friptură, a făcut ceva, nu știu ce, pleacă. Dar când focul pleacă, frate, pe distanță de un kilometru, focare, pe Poiană am găsit sus, acolo, între Temelia și Bădinata, am găsit feștila cu motorină, cu câța furii. Deci, vă dați seama că... Nu a dat cu hibrid. Nu. Cine se duce și dă, și dă bine. Păi tocmai de asta. Deci nu dă într-un singur loc. Se duce, creează zona și până pleacă. Vă spun... Deci ori are interes, ori e plătit. Eu am spus tura trecută. Deci ori are interes, ori e plătit. Da, problema e, v-a spus, dacă se va găsi persoană care are scrumpi parcel, APIA nu va mai plăti subvențiile anul ăsta. Este o dispoziție clară. Iar noi, la fel, dacă ne se notifică faptul că în concesiunile noastre pe care le avem a fost găsit izlaț comunal pajă permanentă incendiată, reziliem contractul și nu mai am subvenție. Este singurul mod prin care poți determina. A fost comisia în control, cum vă spuneam, la Pășun și la izlaț. Exact cum v-a spus, 4, 3 sau 4 care și-au făcut treaba. Da, 4 din 5. 4 din 5. Vor să-și dea foc morală. Cine are izlazul? Adică 4 din 15 ocoziți izlazul, 4 din 15 și-o curățat, îndepărtați minimul și roaie de restul. Eu cât am pus zice, mă rog, că a fapt izlazul. Și el că și-au identificat 200 de etate. Și mai sunt. Deci mai sunt locuri care sunt la primărie. Oamenii bătrâni știu. Care mai sunt bătrâni care o să-i dea Dumnezeu să-i pot regla legal pe astea care sunt. Că nici este. Noi, deci noi legal, domnul Antohi, avem legal, cu carte de funciară la OCV, 507. Și avem concesionate 635 de hectare. Este o problemă. Deci este o problemă care a apărut acum odată cu controlul ăsta de la OSPA. Am trecut dincolo, la Brăcela. Acolo nu, acolo e lămurită treaba. Chiar am lămurit-o cu domnul Panțeu. Este o bucată care este necadastrată și nu aparține domeniul nostru. Este exact rezerva de care cei de la Brăcela spun. A fost foarte ok. Le putem arăta unde este terenul. Aici, dacă bine, asta câștigă în instanță, dar nu am niciun interes. Deci, acolo este identificată bucățica aia pe care eu o revendic. Nu este cadastrată. Este chiar cadastrul ocolește. La scăldătoarea lui Pașcu, partea spre Helegeu, exact 20 de hectare sunt lăsate. Problema e că 143 de hectare nu sunt conform legii trecute în inventarul comunii, nu sunt atestate la domeniul privat, așa cum spune legea, nu sunt o parte, nu sunt intabulate, cadastrate, intabulate și înscrise în cartea funciară. Aici e mare problemă. Păi și nicum ce s-a dat de bani apoi și ce? Nu știm. Rămâne să vedem după discuțiile cu cei de la Direcția Agricolă, de la APIA și la OSP. Eu încerc, împreună cu domnul Panțel, împreună cu Mihail Androni, dar și cu fosta administrație, aș vrea să mă ajute să mergem în teren, să arătăm cu mâna unde sunt acele concesiuni. Vă dau un exemplu, fundul Bei. Mergem și noi unii fundul Bei. De la Neagăma, poate spre Părucălugări. Eu zic că nu-i fundul Bei. Acolo, așa am găsit o concesionare, așa am găsit o concesionare, așa am întotdeauna. La Greșuc, sus, și Boldău, 8 hectare, sunt ale noastre. Eu le cam visez așa de aici. Lasă-l visăm așa, vin mâine de mine. Spune fundul Benii, scrie 18 hectare, dar una e din coastă de păduri, una e tuba după păduri. Păi, după, după,
după izvor, talalele și parcele. Duc în altă parte. Duc tu în Sărboaia. Una duce în Sărboaia, una duce în Cadebur, pe Benea. Dar acolo, pe Benea, spre exemplu, 10 hectare care nu sunt identificate. În Benea, în fundul Benea, avem și particulare. Dar cum? Păi am întrebat concesionarul, acolo zici și mie unde e concesiune. Pe aici, undeva. Cum îi spune la pântă de aia, de unde s-o trasat pe la... Uitoare. Uitoare. La Uitoare, partea stângă, de-a primărie, dar nu mai tufie, nu mai tufa, nu mai... Partea dreaptă, unde are Greșciuc acolo, acolo, cam, cred că mai mult de jumătate, sunt loturile oamenilor. Deci e mai bine de jumătate. Cred că mai bine de jumătate. Deci am ajuns la o dacă situație spunea, destul de acolo dificilă. Acolo are Pirici, acolo are Nea Ion Radu, acolo are... Și eu. Deci chiar mă bucur că aveți subiectul, domnul, împreună. Mergem, eu am fost. V-am primit atunci, am fost împreună cu cadastristul, cu doamna Popa, am fost și eu cu dumneavoastră, la Bielția 2, Bielția, nu știam, unii Bielția 2, Bielția 3. Dar eu am călcat, deci pe toate ne-am călcat, nu... Păi, haideți să ne vedem, facem o discuție, ca să te numim problema. Nu se pune problema, plus de asta, mai Cornele, la fântâna Puturoasă, la Puturosul, deci râul care duce la temelie, acum îi spune, la unghi. Nu este cadastrat acolo. Nu este cadastrat. Avem doar 2000 de spuneți dumneavoastră, Uitoarea, da. Fundul Benii, da. Puturosul de Dumbrava. Noi avem un Puturos aici în Benea. Ești la Dumbrava Puturos? Da. Era mică. Nu este cadastrat. Ce avem față de ce a fost cadastrat? Avem așa lăstărișul care, de fapt, e mereuța. S-a schimbat și, și zona asta unde la Vornic, în spate la Vornicu, da? Așa, atât. Fața curții nu, fața școală nu, Ungurașul nu. Ce nu mai avem cadastrat? Ungurașul nu, fața școală nu. Nu. Plus că mai apare o problemă. Adică e, s-au schimbat din lumea. Deci s-au schimbat din lumea. Sunt multe greșeli făcute din și nu corespund de oameni și pe urmă. Pentru că și noi, ca persoane fizice, când aveam teren la Apia, eu le-am încărcat. Îmi stătea doamna un fel și la Apia îmi găsea altfel. Deci l-am încurcat total. Deci am chemat-o și pe doamna Popa și pe domnul Mihal, dacă e cineva dornic și crede că știe mai bine izlazurile, pășunile comunale, cu mare drag, chiar vreau să o rezolv intern, fără să mai apuc să mai fac, dar cei de la OSPA mă presează, domnul Panțăr știe foarte bine, că ei nu-și pot deconta banii pe amenajamentul pastoral. Și o să domnul primar, dacă nu faceți demersuri, noi facem mai departe. Și vorbim de subvenții, care jumate la bugetul de stat, jumate din bugetul Uniunii Europene. Și n-aș vrea să ne trezim într-o așa mai mare decât este. Eu sunt dispus ca să o închid aici. Domnul primar, atunci, haideți să organizăm o altă întâlnire. Și așa mâine a spus că se suprapune cu controlul ăsta militar. Și ori luăm formația viitoare, avem cu telecom. De mai degrabă. Deci, că... Miercuri, dacă puteți. Miercuri, da. Miercuri săptămâna. Sunteți de acord? Deci, 100%. Ziua care vine, da. Nu, nu băi în băi. Domnul Panță, când am făcut noi cadastru cu legea 166, să identificăm patrimoniul comunei, cu țoca să curețeam. Deci, nu sunt și pic, ei au... Nu, nu îi mai amestecăm, că n-are rost. Că sigur atunci erau făcute. Le-au făcut cum le-au făcut, deci n-are rost să intrăm în amănunte de genul. Tocmai de asta mă feresc, eu cred că de acolo e plecat greșeala. De acolo plecat și noi e plecat, trebuia să-i identific. Nu au recepționat cum se numeau corect, au luat, au scris pe foaie și le apar acum niște denumiri. Noi nu știm de ele și merge la cadastru, dăm plic, ele nu, nici, voriți cadastrate, au un număr cadastrat, dar n-au denumire, pentru că nu mai știu cum se cheamă, ori nu mai apar deloc. Și oamenii, v-am spus, oamenii și-au luat o subvenție acolo, e un pic sensibilă treaba. Dacă miercuri sunteți dispuși să ne întâlnim... 8.30, 8.30 e bine? Da. Bun, rămâne bine pe 8.30. Și n-avea cum să-și ia banii atunci, până în 7.013 hectare. Cât e patrimoniu? O plingura pe total. Știți că doar pentru 1.000, un hectar și 8.000 de metri, la groapa lui Gheorghiță a trebuit să dăm declarație și noi și de la Ocolo Silvic. Și s-au închis 7.300 hectare, deci nu pot să zic. La groapa lui Gheorghiță mai este în pădure acolo? E pădure, dar stai, o casă în altă parte. Așa e cadastrată. Cadastrată, e cadastrată, dar nu e tabulată.
Că nu deci noi schițe cadastrale nu avem. Și în tabulă nu avem decât ce s-a făcut, Mocăneștele, Belcele, da, partea aia. Partea de bar, dar alea sunt. Pe urmă, cu dumneavoastră, a făcut Lăstărișul și la Vornicul spate, că acolo am avut nevoie, că știți că am fost înscriși pe canalizare și a trebuit să desemnăm. În rest, într-adevăr, sunt, bănuiesc că sunt cadastrate, dar nu sunt intabulate. De ce? De exemplu, la groapa datului. Este. Este. Este? Cadastrat? Intabulat? Nu este intabulat. Nici bani, deci, nici... groapa datului acum e slab, se parte în două. Este partea care ajunge la vântână spre capta domnului Vici, că se știe acolo, și partea care ajunge către Benica. Iar cu colțul acolo nu avem pădure. Eu am fost un eu, chiar urmă, și cu inginerul de la, de la Ocolo Silvic, pe jos acolo, nu avem pădure. Știi? Pădure, pădure. Deci avem, primăria are pădure acolo la o fost de salcâni. Și acum o regenerat și așa mai departe, dar este pădure. E posibil să fi fost cadastrat, dar nu s-a intabulat. De ce? Să vă spun de ce? Noi am zis că pacienti, pinetatele ta erau, îi prineam bani de la ospa Bacău. Și-a făcut de până la etapa 6, așa, și tot așa pe care facem. Când am vrut să facem întâi zona unei pădure, la dumneavoastră, de mai sus. Știți că ne-au zis, domnule, trebuie să iei un lot complet și se încadre și în sumă, că așa, dacă făceam pe ăsta, la Murabă, erau 1000 și ceva de loturi și erau încă mult prea mare, deci a trebuit să ne limităm la suma care îl dădea anual, că de la OSPA primeam anul ăsta, la viața atâția. Deci ca să rețineți, de OCPI-ul nou ne recunoaște drept de carte funciară pe 507 de care atât. Diferența nu, nici nu s-a făcut dus până la cap. Sârboaiele sunt dablate, Chetrișul, Păltinata. Eu le-am zis destule. Sârboaiele iese vreo 4. Sârboaiele aveau, cum îmi pare, sunt 4? În 4. Așa, dar fiecare pantă are... Nu, 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 deci râul și drumul desparte numele cadastrale. În câte două? Pe dreapta avem drum județean cu râul. Lot. Da, și pleacă partea aia. Drum județean Cârâu și am înțeles la doamna Popa că ar fi și partea dincolo de Cârâu, știți că e un capăt. Până în bucățile și da. Drumul care duce la Dumbrava. Ar fi un și acolo, o parte. Știi, eu de aia nu știu. Știi acolo e acolo? Nu știu. Ea Bisericii Dumbrava. Deci e lotul Bisericii Dumbrava. Când au fost discuția, nu vă lăsați cu mașina ca să vă duci să luați balastul. De pe Părăul Mare. Da. Și v-ați zis, domnule, duceți-vă până acolo și intrați acolo jos, acolo este terenul. Eu am spus în ședință, este terenul primăriei. Dar nu-i intabulat. Ăla... Deci... Ăla e primul care s-a surpat, o leacă, dar... După ce identific exact fiecare tarla parție, adică bucată în parte, mă rog, denumită popular, chem o firmă de cadastru, eu pe fiecare unii este făcut intabulat de cadastru, numai unul, ci nu are, vedem ce se întâmplă, ridicări topo, tu s-a actualizat cartea funciară să stăm în picioare, ca să nu fie probleme. Primăria are 4 păduri. Deci 4 păduri are primăria, dintre care cei ce se vede sunt două, la Izlaz la capăt și la podul bine la Salcă. Dar în Ezvalea în Gheorghiță este pădure, cam așa, și dincolo la groapa datului, e pădure, câteva hectare. Este semn câteva, da, e crescută. Deci ce n-ai băgat? Am știut că asta e în altă categorie. Noi am deocamdată nu interesează. Dar nu, asta așa, ca de viață. Vis-a-vis, da. Dacă primăria are 4 pături, dacă îi slază, trebuie să iasă, domnule. Domnul primar, în 2012, când am venit la primărie, eu parcă văd o hârtie și trebuie să o căutați sau acolo. Deci primăria nu avea decât 420 de... Eu am lăsat toate hârtiile, au rămas în birou. 420 de hectare de pășune. Pe urmă, noi am umblat. Eu vă spun, am umblat, că am luat oamenii din capăt, a pătrânii, am luat niște oameni de la Pătinata de acolo și am umblat și au luat la 620, 610, nu mai știu, oricum 600 și ceva de hectare de fășuri. Le-am găsit, nu a fost 4 pe aici, nu era Belcea 1, Belcea 2, le-am luat la telare. Deci de la 400 de sunt, s-au câștigat 200 de... Eu trebuie puse și în hârtie. Nu s-au mai pus în hârtie, s-au toți situații în 2019 la cu legea 165, dar fără acte justificative în spate, adică ai găsit o, ai găsit o pășune, da? Facem afirma de cadastru, ridicări topo, da, urmează, vinim în Consiliul Local, hotărâri de atestat la domeniul privat.
Da, eu după ce termin treaba asta, am vorbit cu domnul Panțiru, vin cu o hotărâre de actualizare a pajilor din domeniul privat, ca să fie de căpătâi, conform anexei. Și aia trebuie să le am. Mocăneasca, 1, 2, suprafață, număr cadastral, ca să plec de la o bază corectă. Deci tarla parcelă și dintre fiecare. Înseamnă că hârtia aia a rămas undeva cu acelă. Domnul Prima și domnul Apodiști, noi avem, de exemplu, și la Dancani, da? Aia, Mușel Perițean. Și acolo, 2 hectare și ceva. Identificatul și-al când au venit, nu venea cu ce au reclamat oamenii, cu toate astea, nici la urmă, al primăriei. Dar pe la măsură... Da, dar e mai mult decât 800, avem 600 și trebuie 500 și e mai mult decât... Le-am identificat. Am fost împreună la măsură acolo, la... Deci acolo pe dreapta este izlazul care este căpetierilor. Și unui terenul ăla de fotbal. Și unui terenul de fotbal. Terenul de fotbal. Deci la părâmul acolo. Nu au mai intrat pe ăștia în zona aia. Deci au rămas în suspans. Ca suprafață măsurată iese, că atunci au fost de reclamația la căpetierii, că nu e așa terenul, că nu e așa izlazul. Și acum, băi, e trupă de aici, 4 inci de dus. Trupă de aici merge măsurând. Oamenii de acolo au chemat oamenii, că s-au măsurat până la fântână, la părâu, până acolo, o ieșit și ceva în plus. Hai, acum era și iarba mare, s-au pus pasul cum s-au pus, dar o ieșit suprafața. Ei, de la părâu și până pe drumul care intră, cu apa de acolo, unde e cale și unde nu știu ce, acolo îți pare că a rămas un litigiu între nu știu cine și nu știu cine, ce spuneau oamenii atunci. Și acolo unii cale, pe ăștia, în primărie. Deci oamenii din capă, dacă să ia lor acolo... De pe drumul care duce spre... Dar este la drumul acolo, dar nu zici acolo. Este cândva, oamenii. N-aveți și căuta acolo primărie, ci căuta primărie acolo cu terenul. Nu avem oameni. În dreapta este terenul primăriei. Da. În stânga, se duce spre capă, dar și capă, dacă domnul Pașu, eu dată-dată, Daniel Chiriac, că eram în perioada 2008-2012, nu știu câte hectare sunt acolo, dar domnul Daniel Chiriac, e concesionat, nu știu, că nu avea așa la datorii, nu știu. Nu-i bană. Păi, și groapa datorii, groapa datorii, nu știu, bă, doi. Dar groapa datorii mai spune, în 2012-2016, concesionat și cu cali, da. Groapa datului, da, unde era vaci înainte, dar acum lași populația care nu avea proprietăți. Deci groapa datului era izlas că când aveam eu 6-7 ani, păzat vacile acolo, le împăcau, cum se spunea atunci. Fiecare cetățean împăca vacile bine. În conta aia, da. Nu se termină terenul agricol, în jos, prin păduri, izlas. Și partea la altă, până la saci încolo, partea la altă, toate izlas. Aceea să fie părăm până la saci. Da. Să rămân așa, miercuri 8:30, da? Da, nu-i problemă. Sută. Puteți să o pui și mai înainte, și la 4:00. Mai bine să vină ea. Da, o să o chemă și cu doamna. Foarte bine. 4:30 dimineața, mai bine că nu voi. Vreau să vorbesc totuși, eu vă spun că aici e cheia și aici e o descurcă. La socră, la frate, socră, s-a dat ca pe luat căința, nu, baza de date de la socră. Că ei când au făcut, nu, dar asta trebuie rezolvată problema, trebuie rezolvată să rămână bătută cu ei. Dom'le, asta, cu denumiri, cu tot, ca să știm exact unde trimit topometristul, mă duc cu el, ia de aici ridicări, vezi ce-ți bate în sistem, ca să nu mai fie discuții. Deci atunci când am fost să fie, am rămas acolo la agricol. N-am rugat domnule. Dar nu e hârtie. Vă spune la ce faceți referire. Sunt 427 de hectare, sunt procesele verbale de predare a CNC-ului către primărie și este ordinul prefectului, 147. Eu spun hârtiile care le-am făcut, am fost acolo, eu abar n-aveam și... Păi da, altceva nu știu ce hârtie, că astea două stau la bază cu 427 de hectare. Păi atât erau când am venit. Da, vedeți. Oare la 600 și acum scade iar la 500, probabil sau la 400. Nu, dar scade că atâta au avut ei în baza lor de dată. Nu au activă ei. Deci nu stă scut ei. Și mai e. Deci noi nu vrem să diminuăm, vrem să identificăm și să-l încadrăm, să-l scoatem legal, dar să nu mai avem treabă. Dom'le, ăstea sunt, ăsta e amenajamentul pastoral, ăsta îl scot la licitație. Deci nu să-l diminuăm sau putem să-l mai creștem, dacă e nevoie. Ok, revenim. Domnul Tătaru? Da. Domnul primar, o problemă în Dumbrava, adică cred că toată comuna. Tot vin mașinile astea, strâng la fier, vechi, aparatură, vechi, astea din electrocardiu. E o problemă. Sunt persoane care sunt bolnavi la pat. Eu am vecinul Neagur. Eu zic, o dat, două ori, bă, ne-a dat. Zic, când o la ședință, o să ridic problema asta în
tot vine, nu știu cine, cu mașini, cu numele lor și tot, dă drumul la difuzor, ăla ceva nu se poate face. Ba da, dar nu avem noi personal calificat să facă chestia asta, de competența poliției. Deci, ca să poți dispui o sancțiune contravențională la legea comerțului public, automat vii cu măsura confiscării bunului. Eu zic, de 2-3 ori și deci, singurii care sunt abilitați să ia măsuri în sensul ăsta sunt cei de la poliție. Doar că, vedeți, dumneavoastră s-a schimbat și structura poliției. Deja secția 10, poliție Ștefan cel Mare, face parte din Poliția Municipiului Onești, a fost mutată la Onești. Polițiștii nu-i mai lasă la posturi ca înainte. Ei sunt dispuși în patrulii. Foarte rar o să prindeți un polițist la post. Sunt dispuși în patrulii, ei aparțin secții 10, iar posturile sunt doar puncte de lucru acum. Dă 2 pe 6 comuni la patrulă. Știți când ajunge la Gura Băinu? Odată la 7 zile, dacă ajunge. O să am o discuție cu șeful de post, dar cunosc foarte bine situația în care și ei se află și faptul că dacă ies să fie cel mult unul pe zi la post, atunci ai încarcă cu dosarele, lucrările, ce au de făcut și restul 2, ori în schimbul 2, ori la 4 la repiraza întregii secții, adică 6 comuni. Noi, Bucium, Ștefan, Căiuți, Cosofănești, Udechești. Da. Lucrători pe la poliție greu să mai prindeți una perioadă. O să încerc să găsesc o oarecare soluție, dar nici eu, nici viceprimarul nu avem competență la legea comerțului. Deci, pentru că nu mai vine nici la Cucuriș, cu ceapa, nu își mai avea vorbă la poartă ceapa. Nu, dar dă drumul la un patifon, ceau așa, e prea tare. Omul are dreptate. Ne bază, dacă nu doar noaptea, nici vrei să așa, e la pat. Acum, nu mai râde, dar normal situația să nu fie. Câteodată mai și insistă. O să încercăm să, știți, o să încercăm să-i... Eu eram anul trecut și era Gheorghe, din Tiron, care are... Eu eram cu Piteret și oprit o mașină, început o mână și băi, du-te, mă, mai fost o mașină, am copilul bolnav, doarme, acum la doarme soția, tu ai început să strigeați și avea, eram eu acolo de față. Avea dreptate, dar acum a plecat o mașină, vii oprești din capul sală și am făcut de strigat acolo. Avea dreptate, mă, copilul bolnav. O să este... Hai că vine și strigă el, dar dacă nu s-a făcut de... Luați-i cu el. Ce bate! Tu, în partea nu vine nici dracu acolo. Perfect! Dar o problemă, chiar că mi-a la ședință, o fată de primoara lucrează și oprea o lampă, chiar lumina era Budăi, deci denumirea și strada Budăi. O lampă seara când mă iei la spune, începe munca, fata e în creșterea copilului, a fost natal. Când dat lampă, nu intervine omul să-și pune cablul sus, pentru că face masă cu lampa. Deci, nu zic, este lampa acolo. Nu este, dar nu poate monta, din cauza cablului, pentru că nu-i prins în pistil. Chiar nu e exact jos, nu-i prins. Deci, fata zice că dacă lucrează la tură, e cel mai aproape pe acolo. Dar să nu-și pune prea mari garanții, că după Paști, la ce prețuri sunt, nu o să mai bine. O oră, cât n-ai ce să-i fac, ești posibil. 220 de milioane a venit factura la curent, la urmatul cum. 22.000 de lei de la 9.000 de lei. Nu spune. Și la casă, dacă e de vreo 30 de kW, plătești de 4 ore. Deci 22.000 de lei pe lună, înmulțiți cu 12 lucruri. Bine, a fost perioada de azi de iarnă, noaptea mare, pentru o oră dimineață, o oră seara. Să nu credeți că... Să... Cât bine. Ei, ajungem la vorba mea. Dar dumneavoastră oprează nejustificat. Era 38 de bani kilovat pe timpul de acum e 1,24 lei. Ei, dar eu ca să fac în bună... Acum vedea și dumneavoastră că vrea domnul Mihal, ce vedea cu coșul când ieșa afară. Să se țeam la mea? Domnul Mihal nu o să spună că vedea când ieșa afară pentru el, vedea sus când m-am acasă. Domnul Marcelu, domnul Antoni, aveți ceva de sens? Am vorbit cu zona Bucură. Comisoara de oraș. Epicionziană, dar vorbește acasă. Declar ședința încheiată. Alexandru, spune-mi dacă nu vedeți, sunt în desfășurare. Am terminat școala capta de acoperit. Aveți eu din cetățeni de capta, dar am fost vineri. Urmează și școala păltinată, pe care ați văzut astăzi, că a început să dea jos acoperiș și urmează să o acoperim și pe ea. Deja băieții din deservire și serviciu au fost cu domnul viceprimar la capăt, au luat măsurători ca să facem o cameră funcțională curată, aranjată, tot. Și cum am promis, o dată pe săptămână, angajații primării, la taxe și impozite, la asistență socială, registrul agricol, viceprimar pentru audiență sau eu pentru audiență, o să ne deplasăm
La botul cablu, cum dacă se spune. Dacă aveam viață, erau calculatoare. Acolo o să facem. Exact. Același lucru aplicăm și la, la păltinat. E foarte bine. Exemplu, constructorul la alimentare cu apă s-a apucat de atunci material din construcție. Mi-e frică de un singur lucru. De doar de un singur lucru. De fier. De fier. Deci în fi, de, de, o să apară discută, cred că domnul Antoche știe la fel de bine, o penurie de fier. De singurul lucru de care mi-e frică. Ți-a văzut cu început și o aduc, astea se mai găsesc plastic, mai reciclă. Dar am discutat cu, cu dumnealui și am spus, domnule, indiferent cât o mai costa în plus, un miliard, două, trei, dă drumul la lucrare, dă drumul la rezervoare întâi, ca să foarte folosești bine betonul și fierul acum, cât, e, cât de cât oprit, deși nu e oprit, dă drumul la stații de pompare și restul acordurilor le, le facem. Deci piața română după metal s-a prăzurează acum de numai în Turcia. Deci s-ar putea să mai ridici și Turcia prețul. Prețul. Cu Rusia a căzut Ucraina. Da, Ucraina, o luăm în Ucraina toți. E singurul lucru de care mă tem, în aprovizionare, nu există, nu știu așa, carențe în aprovizionarea cu fier când se vor apuca de... Dar nu, noi sperăm că o să fie. O să sări prețul la metal cu 3 lei. Știu. La kilogram. 72% implicit de creștere la fier de anul trecut până asta. Deci 72%. Dar mi-a spus omul și-a fier, asta e un tip de trei. Acum cumpărat ciment acum, cât o fost ciment până acum? 24. 35, am luat eu la altă ieri. 35 de lei? Exact. Deci le-a luat 19 lei și nu văd doar ceva. Ce? Nu, la ce trebuie să vedem, așa. Nu trebuie la trebuie. 28,05. Cum a luat de ieri? Domnul Vișan propune ceva pentru inaugurarea terenului de sport, că ne apropiem. Am pe bun. Joia după Paște și... Înainte de Paște. Știam că doar. Nu ai teren, tu gata. Eu am o joia după Paște. Aștept propuneri de organizare. Dar ce e nu la tu? Ai fost la temelia? Ai acolo, stai acolo. Asta că nu, 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 n